Salutare! Astăzi lăsăm mașina în parcare și luăm bicicleta din dotare. Nu știu de ce vorbesc în rime. Mergem să dăm o tură de Tunari din comuna noastră. O să facem un tur așa cu cele mai faine locații pe care o să vi le arăt și vouă. O să ni se alăture și bunul meu prieten și vecin Vinci. Așa că cred că o să fie o aventură interesantă. Hai să dăm drumul! Salut! Salut! Ce faci? Uite bine, ești pregătit? Băi, da, aș zice că sunt pregătit. Da? Vezi că avem drum lung de parcurs. Am făcut așa un tur, un itinerariu pe la multe locații. Și cam cât crezi că o să parcurgem? Nu știu, zic că vreo 20 okay, de kilometri, poate chiar mai mult. Ok, acum mă gândesc dacă sunt la fel de pregătit, da? Și care e prima oprire? Hai să mergem la Elephant Cafe, să începem de acolo, că oricum e la intrare în Tunari, bem o cafea bună, da, exact, și după aia îi dăm înainte. Hai! Hai! Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Long black? Long black. Și un Elephant, da, da. Mai e foarte bună cafeaua la Elephant. Sincer, chiar nu mai merită să bați drumul până în București. Cau cafea exact. Da, e de la Orico. Da, 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 da. Și cu timpul s-au tot extins și pe partea de patiserie, sandvișuri, au tot felul de chestii, capsule speciale pentru Nespresso, cu tot de la Orico aduse și ele. Și tot cafea de specialitate? Da, 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 da. Da, și ca locație s-au tot extins, uite, au făcut și cărbul ăsta aici. Vine vara, Păi dacă mai țin minte la început, cred că aveau doar două mese și cu timpul s-au extins. Da. Până în benzinerie. Da, sperăm că fac și niște locuri de parcare aici ca să parcă mașinile. Păi să știi că văd că din ce în ce mai full. Adică s-a întâmplat să vin și să nu găsesc loc. Ceea ce nu e o problemă până la urmă, că na, parchezi unde găsești eu ei pe jos, dar mai sunt și, sau, na, vii cu bicicleta. Da, cel mai bine. Cel mai bine, da, 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 da. Găsești, n-ai probleme cu locul de parcare, o pui cam pe unde vrei. Next stop? Păi hai să luăm prin pădure, un pic, dăm o tură așa prin pădure, ok, pe la Amber. Ok. Și vedem mai departe. Let's go! Foarte important, în cadrul acestui complex comercial avem și stații de încărcare L-Drive. Avem aici o stație de 120 de kW și încă două stații de 25 de kW. Mersi! Aveți grijă! Avem! Finalizează-se blocul! Da. Pa, pa, zi bună! Amber Forest. Și ăsta este pământul scos pentru săparea fundațiilor Amber Forest. Și din ce am înțeles o să se extindă și în partea aia. Încolo? Da. Că practic ce am conjurat aici cu gardia tot terenul. Aha. A, da, și încolo, gata, știu. În față și înapoi pe principală. Da, ieșim pe strada acolo. Da, da, da. Exact. Păi și vrei să o luăm pe acolo? Putem să luăm pe acolo, sau vreți să luăm un pic acolo? Hai să vedem și ce e în partea asta. Acolo e pădurii, nu? Aia de acolo. Acolo e strada pădurii, asta și pădurii, da, da, da. Ar fi frumos pe viitor, nu știu dacă o să lege drum, adică drumul ăsta să facă un drum de, știi, de legare între Codrului și pădurii. Da, din păcate nu cred, pentru că acolo este gard. Aha. Unde se termină Amber-ul e gard, deci nu poți să treci de aici spre partea unde ne mai plimbam noi și din ce am înțeles aici va fi
vor fi tot case de la Ember. Ember Forest, deci nu știu dacă vor face legătura. Care cred că dacă ne uităm mai în dreapta, nu sunt alea construcțiile? Da. Hai să trecem pe lângă ele acum. Mhm. Aici suntem pe strada Codrului. Iarăși o stradă frumusică. Din metropola noastră. Îmi place brocul ăsta foarte mult aici. Mhm. Parculețul ăsta în față. Da, păi ce mai vine și cu cățelul. Mai vreau mai vine pe aici. Da. Încotro. Aici avem Gaetana. Păi hai să o luăm pe lângă Ember. Da. Apoi luăm pe lângă Balta Pasta. Avem viitorul Ember Forest. Unde deja multe case sunt gata. Dar cred că se schimbă foarte mult fața acestei zone din Tunar. Deja o schimbă, uite ce intrare frumoasă. Vegetație multă. Nu putem nu să dăm... Să intrăm decât cu programare. Programare? Agente vânzări, cu cască, okay. Cu vestă, cu tot ce trebuie. Da. Oamenii chiar sunt profesioniști din punctul ăsta de vedere. Pentru că e în construcție și da. Make sense, nu? Da. Putem să mergem eventual să ne apropiem un pic până acum. Da, da, hai până la barieră. La barieră și... Da, o să arate... Să arate superb complexul ăsta. Da. Trebuie să fie și liceu. Și liceu, da. Și am înțeles că undeva prin zonă, pe viitor, viitor apropiat sau nu știu exact când, o să fie un fel de centru comercial undeva pe aici? Da, va fi centru comercial, va fi de pescariu, sport în spa. Da. Sport. Și vor fi spații comerciale la care vor avea acces oamenii și oamenii care nu locuiesc în complex. Da, da, da. Vezi că aici e un drum care va duce în centură. Și ăsta va fi cumva separat de drumul ăsta principal. Deci ăsta e drumul de intrare în complex și un drum pentru... Da. Și va ajunge și pe la centrele comerciale, unde acces. Și vom putea mai departe să ieșim în centură și cred că și să intrăm, pentru noi va fi de pe centură să intrăm. Ceea ce adaugă încă o cale de acces, că deja pot să zic că mi se pare că Tunariu, sincer, că din ce am mai văzut ca și căi de acces de ieșire, stă bine, destul de bine să zic că a ieșit rată din voluntari, centură, DN1 Otopeni, adică pe aeroport. O să avem și ieșire. Sper să ajungem astăzi și la ieșirea, viitoarea ieșire către A0. A0 și ar mai fi și asta, deci să se adăugă încă două, să zici că ai avea vreo 5 ieșiri. Și mai este una tot din Otopeni, înainte de cea de pe gării, gara Otopeni. Zorerelor, cred. E la o benzinărie aia, MOL sau ce, OMV, e o benzinărie OMV. Poți să intri și să ieși. O benzinărie OMV. E un pic înainte de sensorii. Aha, aha. Nu cu mult. Ok. Da, nu știam de ea. Dar sper că până o să dea drumul la circulația asta, pe drumul ăsta de aici, să mute stâlpul ăsta, care vine așa un pic cam ca un camperet aici. Păi cam pe mijloc, cam trebuie ocolit. Da. Sper să nu rămână o chestie din aia românească, știi, să se primească să ocolim stâlpul ăsta ca să intrăm. Din ce am înțeles, acum surse neoficiale, aici va fi un fel de sens giratoriu, știi, pentru că este și stația de autobuz. Da, și atunci, da, da, da. E foarte de folos 459 autobuzul. Da. Deci te ia de aici din stație și te lasă fix la promenada. Da, și trece și pe la metro Pipera. Trece pe la metro Pipera și la Aurel Vlaicu. Deci practic de aici poți să iei autobuzul și ajunge la gura de metrou și de acolo. Exact. Și o chestie interesantă pe care am văzut-o, o să o prelungească până la ieșire din Tunar, până la Elefant Cafe acolo. Aha. Am crezut că zici că o să fac o gură de metrou. Gura de metrou nu poți să vedem ne prea curând, dar o să avem un Otopeni, gura viitoarea magistrală 6 care... Da, ceea ce o să ajute foarte mult. Da, o să ajute, că... să sperăm că ajută și o parcare... Da, 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 asta mă gândeam și eu. Și mai e un autobuz care pe lângă 459 care te duce în zona voluntar, Pipera, Tela sau Red Light, cum este un autobuz care ce drept vine destul de rar, dar na, vine
Da, cred că 403-ul care te lasă la Scântei. Da, da, da. Și o ia, iese pe DN1, da, duce spre aeroport, da, merge, face în giratoriu și... Adică, da. Noi dacă vrem să ajungem la aeroport, fără mașină, putem cu autobuzul ăla. Da. Sau poți să iei pe jos, pe aici și ajungi... Da. Dai de un gard la un moment dat și pe oamenii în armație. Și am ajuns să bată pasărea. Mamă, mi-aduc aminte ce câmp era aici și ce stres au făcut de câmp. Da, da, da. Deci aici, în dreapta, avem noul parc. Parcul Citadel. Care se vrea fi o surpriză pentru copiii de 1 iunie. Așa a fost marketat. Și pe stânga avem balta pasărea. Celebra baltă poluată de către vecinii noștri din Otopeni, care nu contenesc să-și facă odată stația aia de curare, ca să nu mai scape și femei de mirosuri. În schimb, ne poluează la greu. Acum, de exemplu, vezi că nu miroase. Nu. No. Seara miroase. Seara, da. Bine, pot zic că miroase în anumite zone, adică nu miroase peste tot. De exemplu, unde stăm noi, nu miroase. Da. Dar dacă te duci spre... Da, 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 acolo cam miroase, da, într-adevăr, și cred că, bă, ne sună neplăcut pentru cei care locuiesc acolo. Da, exact. Stai să intrăm pe strada Ceiuri. Strada recent asfaltată. Săptămână, două, asfaltată pentru că s-a spart pentru conductele de apă și canal. Unde-i? Eu mențin părerea că e una dintre cele mai frumoase străzi. Da, 100%. Așa, în top 3. Deși acum că am văzut strada Revoluționarilor, se cam bate cu Ceir. Știi, bine, și pădurii e foarte mișto. Și pădurii, da, într-adevăr. Dar e doar cu parte, știi? Da. Pe ambele, astea e pe ambele. Da. Cumva în top 3 sunt etajele de Rampiamă. Da. Îmi place peisajul ăsta cu arul ăla acolo de armată, un câmp așa imens. Și într-o zi era și un cal care păștea și era așa un peisaj de western, știi? Deci parcul ăsta l-am descoperit săptămâna trecută, mulțumită ție. Adică știam de el, știam de existența parcului, numai că eu când am fost era, nu știu, în construcție, adică era foarte mult, era da, șantier practic. A fost cumva reabilitat. Da, și când am venit nu mi s-a părut wow, dar cum că l-au terminat, ce de n-am mai fost atunci. Nu uita că e an electoral. Corect, corect. Nu, arată, e foarte bine organizat, foarte curat. Aici avem locurile astea senzaționale ca design. Te-ai mutat aici, sincer? Bună întrebare. Cred că da. Cred că da. Adică la cum arată? Singurul lucru care mie personal mi-a zis aici este grădină. Păi ai o oarecare grădină, să zic că na, nu prea ai foarte mult... Da, nu prea e mult privacy, într-adevăr, asta lipsește grădina, dar ca și design și cum e poziționat, da, mi se pare foarte bun, fie să te muți, fie dacă ai bugetul necesar, să-l iei pentru investiție, să-l închiriezi, să zic, da, asta da. Arsenal Tânari, sau mă rog, ar trebui să fie, pentru că a intrat în renovare, cum se vede. Are tribune, nu mai are nici gazuri.
Dar există aceste terenuri mici. Pregătesc pentru Champions League? Da, să dai seama cum ai. Da. Bă, măcar să intre în prima ligă, să vedem și noi echipe mari aici. Da, 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 să știi, să vii să vezi un... Steaua, Rapid, FCSB, Rapid, Arsenal, Tunari. Da. Și dacă a observat că se termina trotuarul. Uh-huh. Și primarul a promis că, bine, să nu uităm că e an electoral, a promis că va extinde trotuarul ăsta până în Dimieni, uh-huh, cu tot cu pistă de bicicletă. N-ar fi ceva, ăla că... senzațional de bicicletă. Da, da, da. Acum, după ce traversăm aici. Bun, deci am venit pe strada, poteca, ce asta? Autostrada. Autostrada vulturilor, vulturilor, da. Și am ajuns în casele astea de la AeroCity, astea sunt vilele alea napoletane, de la Vinci de acasă, din Napoli. Da, 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 de aduse cu containerul. Exact. Da. Și aici, am văzut cel mai mare vilete, cred că deja. Cel mai mare complex rezidențial din Tunași, nu știu câte sute de case. De asta s-a aglomerat așa cu mare. Da, e cel mai populat. Păi chiar mă gândeam la un moment dat, nu știu, dacă se gândește acum 10 ani, 15, Pipera Voluntari. Cum era și cum a ajuns acum. Da. Și... da, toate zona asta și Tunariul cumva are același potențial dacă ajunge să fie depopulat și să... Da, ajung la nivelul ăla de Pipera Voluntari, dai seama că după aia poate în vreo 10, 15, 20 de ani oamenii se duc mai încolo spre Balotești, Săftica și tot așa. Deja au început chiar și acolo, într-adevăr. Balotești au ajuns acum ca și prețuri de casă unde era Tunariul. Exact, exact. Noi am venit în Tunar pentru că Voluntari era prea. Exact. Și acum nu mai merge să vină nici în Tunar. Deci mai departe, în Balotești. Mi ar plăcea dacă știi că au fost vehiculate mai multe idei să intre toate comunele cu Tunari. Miotopene cum un oraș, nu? Cred. Miotopene, da. Da. Pipera Voluntari să intre în sub umbrela municipiului București. Adică să extindă municipiul București, practic. Da. Sincer, nu știu cât contează asta, cât contează să facă infrastructura. Da, clar. O să ajute foarte mult azeră. Dar pentru noi cei care vrem să ajungem în București, deja cred că nu o să fie prea târziu. Da. Fii mulți mutați deja și o să vrem să ne dăm în București și deja terminăm mulți de cei care tranzitează, știi? Da, 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 da. Zicem de mulți. Da, și aici este strada aceea, strada Râmbunicii. Din Aerocity. Hai, că am reușit să intrăm, am cerut voie. Să ne-am intrat de capul nostru. Așa, bine, vin și pe ai născut în Napoli, casele astea napoletane. Așa. Sunt din Napoli? Așa erau și în Napoli? Acum numele casă napoletană, cred că e mai mult un nume așa, de marketing. Nu e că acest stil de case îl găsești numai la Napoli, ori fi case așa la Napoli, dar, repet, cred că e un nume cumva catchy. Na. Puteau să le cheme și case siciliene. Sau... cred că napoletane l-au chemat ca o stilul ăsta mediteranean, cumva, cred. Și cumva o casă că se știe că... Na, e o casă care seamănă foarte mult cu stilul ăla de case pe care le vezi în sudul Italiei, poate chiar și în Grecia. Știi? Da, îmi place foarte mult. Da, da, da. Și uite, deja se pare că fac un fel de mini petrecere pentru oamenii din complex.
Ceea ce mi se pare foarte frumos, de grătar. Da. DJ, nice. Deci da, casă napoletană cu cutie poștală americană, da. În Tunari. Da, de fiecare dată dacă trebuie să mai sunt așa, până azi de pe casă. Da. În rest totul e gata, v-am invitat. Cărătarele întoi. Oi, mulțumim! Da, vorba ta, așa, astea sunt și mai pe gustul meu. Mhm. Bă, că unele încă nu sunt, cred că încă se mută lumea, așa pare. Îmi place că văd inventoarele astea de panouri electrice, panouri fotovoltaice. Unde? N-am văzut. Ah, da. Da, da. Uite, așa o să iasă. Foarte frumos. Da. Foarte mișto. Da, drăguțe. Și bloc, uite-l, CAF. Oh. Da. Hai să vedem și mi-a furat numele. Da. Ce vrei? Apotonică. Apotonică? O apă tonică și un flat white. Flat white cu Brazilia sau Guatemala? Cu Brazilia. Brazilia mai ciocolată, Guatemala mai acidă, mai fructată. Brazilia, da, ah. Da, da. Flat white. Apă tonică prepagat? Da, da. Mersi. CAF, da, uite să-ți... El îl cheamă Cafarele și are la număr CAF. Și da, și când am văzut, aici, da, da, da. Aici, uite, mi-au furat numele. Caftor. Doar că n-am cafenea. Da. Nu e timpul pentru. Dar nu mai pot să mesc cafea acum, mai prea târziu. Să nu mai cafea, așa este. E super bună. Da. Ia gustă, te rog. Ia o gură, să vezi cum e. Chiar e păcat să nu o gust. Cum e? Excelent. Aici se deschide și veneta pizza. Da. Trebuie testat. Drăguț la cap. Da. Frumos între avioane. Și mi-a plăcut la baie, nu știu dacă ai văzut, aveau și deodorant. Da. Pistele de la aeroportul Otopeni. Uite acum a decolat. Din câte știu, aici este pista de decolare și aici este cea de aterizat. Poate și prindem unul. Păi... Nu, care aterizează. Că... Da. Da, și mișto, dar nu cred că duminică la prânz și nu trebuie să... Ia să vă pe Flight Radar dacă e ceva programat.
punctul nostru de legătură către A0. Aha. Care va trece pe acolo, oricum pe acolo trece și A3-ul și se vor îmbina. Să sperăm că va fi așa. Am văzut niște proiecte, acum nu știu, nu e ceva oficial, pentru că nu se vede exact locația, însă dacă te uiți pe Google Maps, cumva... Mă pare că pe aici. Da, cumva pe aici se vede pe Google Maps, că e un drum care duce către... Care se cea de acolo, nu? Te-ai hotărât? M-am hotărât, da. Ce ți-e? O pizza Vera Margherita și o bere la draft. Bine, cred că să bagă limonadă, că s-ar putea să mai merg cu mașina. Mm-hmm. Și cred că sunt niște paste, știi că niște paste foarte bine aici, nu? Cu? Care? Astea cu trufe. Ah, bun. Porcine, da, trufe. Bun, bun. Da. Da. M-a scos așa bine meritat după 20 și... Cât am zis? 23 de km? 23 de km, da. Pleca la 9:30 și este ora 2. 4 ore? 4 ore, da. Da. N-am mai și oprit. Dar acum e o... O pizza și o bere, o bere și... sau limoadă bine meritată. Da. Cum e? Cum e? Foarte bună. Vera, e chiar Vera Margherita. Da? Da. De la mama ei, de la Napoli sau de unde, nu? Nu e chiar de la mama ei, dar e bună. Adică e foarte bună. În care, nu știu, primește un, o notă, să zic, 8, care o notă bună. E bine. Da. Și pastele sunt delicioase. Îmi place că peiței ăștia, mă rog, pastele astea, par să fie făcute de casă. Cumva. Așa mi se par și mie. Nu? Da. Da. Și par apetisante. Filmea ta. Da, da. Foarte bun. Nici nu pot să vorbesc. Da, păi asta e încheierea. Mulțumim că v-ați uitat, dacă v-ați uitat, dacă ați ajuns până aici. Și ne vedem în următorul clip. Nu uitați, like, share, subscribe. Să nu uitați. Să nu uitați. Ceau. Pa, pa.